Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au gestionat 16 intervenții în situații de urgență în ultimele 24 de ore. Pompierii mehedințeni mereu la datorie. În decurs de 24 de ore, pompierii au intervenit la 16 intervenții de urgență și au oferit sprijinul persoanelor aflate în dificultate. Aceștia au acționat prompt și s-au mobilizat pentru a scoate din impas mai multe persoane care au solicitat ajutor din partea lor în situații foarte neplăcute. În cursul zilei de ieri, pompierii mehedințeni au gestionat 16 intervenții în situații de urgență. Aceștia au acționat pentru stingerea a 3 incendii, salvarea victimei unui accident rutier, transportarea a 2 persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru acordarea îngrijirilor medicale unui număr de 10 persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Cele 3 incendii stinse de pompierii mehedințeni s-au manifestat la un coș de evacuare a fumului, o anexă gospodărească și la vegetație uscată. Primul incendiu a izbucnit la o gospodărie din localitatea Gura Motrului, comuna Butoiești. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească construită din lemn pe o suprafață de circa 12 metri pătrați. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, împiedicând extinderea flăcărilor la casa din imediată apropiere și la alte anexe gospodărești. Au ars lemnele de foc depozitate în interior, dar și diverse aparate electrice. Cauza probabilă de izbucnire incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric produs de un conductor sau un cablu electric defect. Cel de-al doilea incendiu s-a manifestat la coșul de fum al unei case de locuit din localitatea Lunca Banului, orașul Strehaia. A ars funinginea din interiorul acestuia, cauza probabilă de izbucnire fiind determinată de coșul de fum necurățat. Se atrage atenția cetățenilor că nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor poate produce adevărate tragedii. Totodată se interzice folosirea instalației și aparatelor electrice defecte sau improvizate cu conductori neizolați, prize sau întrerupătoare defecte, doze și derivații fără capace. De asemenea, se interzice executarea sau modificarea instalațiilor electrice de către persoane neautorizate. Este important de reținut că nu trebuie să se alimenteze mai mulți consumatori electrici din același prelungitor. În același timp, deoarece conductorii se încălzesc și izolația se topește, producând scurt circuitul electric. Nu este permisă lăsarea sub tensiune fără supraveghere a niciunui fel de aparat electric, fier de călcat, reșou, radiator. Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fipregătit.ro, și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.